котлету. А? Пропустим котлету. Кстати, да. Да, говори быстро. А? Алло, говори быстро. Thank you.
эту штучку, которая, во-первых, на духу мешает. Угу. Знаешь, такие баллончики маленькие, да, с крылечком? Это у меня всегда так. Просто я так не катался и не замечал. А сейчас замечаю. Вот там горочку, она как раз зажглась, потом я медленно поднялся. Надо было много убрать. Сейчас хлеба будет. Передачу на второй спускаешься спокойно вообще, просто без тормоза, без ничего, она тебя контролирует. Колеса есть. На второй без тормоза. Просто вставляешь и сцепление наверх. И все. Вторая и газ.
правильно, правильно. Во, по зеленым точкам смотри. Красиво. Все, мы сняли это. Молодцы. Ну, подъем был зачетный. Давай, спокойно на первый или на второй там. Лучше на первый, держи первый. Если что, добавишь газку. Не бойся. Да, да. Красиво, еще такой тоже спуск есть. Давай, вниз, вниз, вниз. Вниз, да, до самого низа. Сейчас куда он? Куда? Да, вижу. Право здесь, видишь? Право, 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 право. Право свобода. Да, вот. Потом через те. Привет всем! Сегодня участвуем в оффроде по Молдове сегодня, пятый этап, завершающий этап этого года, закрытие сезона. Сегодня, как всегда, без поломок не обошлось у нас, зеркало сломали, стекло сломали задненькое, как бы нам не везет. Были в Румынии, был седьмой этап, то же самое, сломали стекло, сломали зеркало, там взяли второе место, супер, прошли очень хорошо. Stăraimse. Ne întoarcem și vom avea cel de-al doilea start pentru prietenii noștri din Republica Moldova. Și urmează să-i revedem alături de noi pe Victor Zadâr și Vitalie Chioș, acum modelul Mitsubishi Pajero. Cei doi trebuie să aibă grijă să plece de această dată la culoarea verde. Dacă nu vom avea parte de descalificare, sunt sigur că vor fi foarte atenți la acest aspect. Victor Zadâr hotărât și concentrat acolo la volanul mașinii de concurs. Vorbim de un Mitsubishi Pajero pe care îl vedem în această bătălie de la Standard B. Plecare corectă de această dată pentru Zadâr și sunt sigur că vom vedea același parcurs hotărât pentru cei doi componenți din Republica Moldova. Timpul de bătut este un timp de 2.56.39 pentru a urca pe podium. Timpul cel mai bun rămâne timpul lui Pașcoviș de 2.35.03. Și parcursul este hotărât până în acest moment pentru sportivii din Republica Moldova. Sunt într-o parte a traseului pe care au recunoscut-o deja.
Însă, după cum am văzut, dragi prieteni, partea cea mai importantă când vine vorba de parcursul Campionatului Național de Off-Road este partea tehnică a acestui traseu și așteptăm să vedem, iată Zadâr hotărât în această zonă. De ce nu? Posibil să schimbăm din nou podiumul. Urmează să vedem împreună ce se va întâmpla aici pe traseul de concurs. Da, cu toate că ne aflăm la clasa standard, avem un parcurs cu adevărat extrem pentru invitații noștri din Republica Moldova. Un parcurs, aș spune, la limita suspensiei modelului Mitsubishi Pajero, unde, vă repet, când vine vorba de această categorie, avem suspensii relativ apropiate, de asemenea de ceea ce vedem pe stradă, motorizarea fiind cea cu care a fost echipată mașina inițial pe porțile fabricii. Excelent parcursul prietenilor noștri din Republica Moldova până în acest moment. Cronometrul de-abia ajunge la cele 2 minute, iar Victor Zadâr se află deja în această coborâre. Da, s-ar putea să vorbim chiar de un parcurs de primă poziție pentru sportivii pe care îi vedem în partea noastră. Iar pentru acest lucru, cu siguranță, ei bine, trebuie să-i primim cu aplauze pe cei doi. Au venit foarte, foarte hotărâți, ne pregătim să ajungem în această zonă finală deja, iar cronometrul este la cele 2 minute și 25 de secunde. Vom avea o bătălie la zecim pentru prima poziție. Zadâr trebuie să urce acolo cât se poate de bine, face acest lucru, va ajunge în această de zonă. Cronometrul însă trece de 2.35, trebuie să comboare rapid acolo navigatorul. Finish și locul al doilea, 2.38.71 pentru echipajul pe care îl vedem în fața noastră și aplauze puternice, iată, pentru prietenii noștri. 2.38.71 fără penalizări și poziția a doua la trial pentru Victor Zadâr și Vitalie Chioșea. Если эти увидеть что-то интересное, все поподробнее, подписывайтесь на наш канал и смотрите нас в YouTube. Jeep Travel. Супер.